Energia încheie sezonul în genunchi. După ce au ratat orice șansă de a mai prinde un loc în Europa, gorjenii s-au dus la București lipsiți de motivație. CSM-ul a profitat și a controlat partida de la un capăt la altul. Bucureștenii au repetat isprava de la Târgu Jiu și i-au învins din nou pe elevii lui Andrieș, de data aceasta cu 34-30. Cauzele sunt mai multiple. Probabil lipsa de concentrare, probabil lipsa jocului acela la 3 din 3 în 3 zile, probabil și lipsa unui lot competitiv mai numeros. Un singur meci mai desparte energia de finalul campionatului. Andrieș speră ca elevii săi să-și ia revanșa în fața suporterilor în meciul din ultima etapă cu campioana HCM Constanța. Ar fi un rezultat excelent pentru moralul handbaliștilor, care apoi vor participa la turneul final al Cupei României de la Severin. Și jucăm în compania campioanei, va fi un meci foarte, foarte greu, dar e vorba de atitudine și de dorința de a câștiga. Chiar dacă vom pierde, oamenii rămân cu ceea ce văd și dacă văd că din partea băieților s-au dăruit și au încercat să câștige, vor pleca mulțumiți, chiar dacă vom pierde. Ajunși la a treia înfrângere consecutivă, gorjenii vor încheia sezonul pe un dezamăgitor loc 7. Vor juca în primul tur al cupei cu echipa care va încheia sezonul pe locul 2, HC Odorhei sau Bucovina Suceava.